Reprezentanții echipei lui Ilan Șor ai Partidului Renaștere și activiști civici au depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului consultativ cu privire la direcția externă a țării noastre și statutului de neutralitate. Cei care la dispoziție 15 zile pentru a examina documentele depuse, iar ulterior, în cadrul unei ședințe publice, urmează să fie emisă o hotărâre. Cu pancarte și drapele în mâini, reprezentanța ai Partidului Șor, declarat recent neconstituțional, alături de reprezentanți din Partidul Renaștere, reprezentanța instituțiilor publice, deputați din Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară din Găgăuzia, au mers la CEC pentru a înregistra grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului consultativ cu privire la direcția de politică externă a țării și statutul de neutralitate. Potrivit reprezentanților grupului de inițiativă, ședința de constituire a avut loc pe 4 iunie, în Casa de Cultură din municipiul Orhei, în cadrul adunării cetățenilor, unde s-a decis consultarea populației cu privire la direcția de mai departe a țării. Astăzi, cu grupul de inițiativă, vom înregistra doleanța poporului la CEC să organizăm colectarea semnăturilor pentru întrecerea referendumului, unde vor fi stipulate două întrebări care ne vor determina unde și cum va merge Republica Moldova în următorii ani. Vă rog, susținerea voastră, să mergem înainte într-un ceas bun. Președintele Raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a declarat că poporul este cel care trebuie să decide încotro merge țara. În acest context, el a dat citire întrebărilor la care urmează să răspundă cetățenii în cadrul referendumului. Susțineți continuarea proceselor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Și a doua întrebare, susțineți menținerea pe viitor a statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Poporul trebuie să participe direct și trebuie consultat în întrebările majore, iar referendumul este calea supremă și cea mai importantă formă a democrației, dacă vreți, atunci când este vorba de consolidarea statului de drept pe viitorul țării noastre. Deputatul Irina Luzovan a spus în fața mulțimii că poporul trebuie să se unească și să spună ferm în ce direcție trebuie să se îndrepte Republica Moldova. Наша страна все-таки сильная, что наш народ достоин жить хорошо, что наши пенсионеры заслужили хорошие пенсии, что наш народ заслужил, чтобы ulterior, demersul a fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală. Secretarul CEC, Alexandru Berlinski, a declarat pentru postul nostru de televiziune că organul electoral urmează să adopte în termen de 15 zile de la depunerea actelor o hotărâre cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă sau cu privire la refuzul de a-l înregistra. În urma examinării urmează ca în cadrul unei ședințe publice să adopte o hotărâre privind rezultatele examinării acestor documente. Nu poate avea loc atunci când cu 120 de zile înainte și după când se declară stare de urgență, asediu sau război pe teritoriul țării. A doua restricție este că nu poate avea loc cu 60 zile înainte de ziua unui scrutin național, vorbim aici de alegeri parlamentare, locale, generale sau prezidențiale, și nici după 60 zile de desfășurare acestui scrutin și nici în ziua scrutinului nu poate avea loc un referendum republican. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează acest subiect. Anterior, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că autoritățile nu vor organiza deocamdată un referendum cu privire la vectorul extern al Republicii Moldova. Potrivit lui, PAS intenționează să modifice legea supremă pentru a introduce integrarea europeană în Constituție, iar asta se va întâmpla după ce vor fi identificate voturile necesare. Grosu a mai
menționat că cetățenii și-au expus clar la alegeri dorința de a fi parte a familiei europene. Astfel, potrivit lui, deocamdată este exclusă probabilitatea organizării unui referendum pe subiectul introducerii în Constituție a subiectului integrării europene. La acest subiect s-a expus mai înainte și șeful statului. Maia Sandu a menționat însă că aderarea la UE se va face doar în urma unui referendum. Tot ea spunea că țara noastră este neutră și este nevoie de un referendum pentru a adera la un bloc militar. Cec a declarat anterior că nu există bani pentru organizarea referendumului în acest an.